presa titrează că joi Donald Trump se predă pentru a fi arestat în Atlanta autorităților penale de acolo. În realitate, procedurile în Statele Unite sunt diferite. Este o formulă de predare, este o formulă de așa zisă arestare, după care există și formula de cauțiune, plata unei cauțiuni și punerea sa în libertate. De altfel, Donald Trump mai are câteva cauțiuni plătite, mai are câteva arestări și mai are câteva puneri în libertate. Dar dacă cumva chiar va fi încarcerat, atunci, într-adevăr, vom asista la o noutate supremă în istoria Statelor Unite. Și așa suntem într-o situație cu totul nouă, cu un președinte cu foarte multe capete de acuzare, care urmează să fie judecate, dar dacă el va fi arestat, atunci vom asista la evoluții politice absolut fabuloase. Însă nu cred că se pune problema.